Din cauza pandemiei de coronavirus, anul acesta, Liceul Teoretic Dan Barbilian din Câmpul Lung a desfășurat cea de-a cincea ediție a concursului în competiție Elevul Creator și Cartea Bine Scrisă, în mediul online. Elevii care au fost selectați pentru a participa la finala acestei competiții au avut de prezentat un fragment sau o carte prin care să scoată în evidență trăirile din opera studiată. Tematica abordată de către elevii liceului a fost diversificată, pornind de la operele clasice românești și universale până la romanele zilelor noastre. Iubește literatura pentru că o face specială și devine specială pentru că știe foarte multe din cărți. Reușește prin cartea ei să aducă un ciop de paradis. Creează un roman amplu, frumos, elegant, care te ține în suspans până la ultimul cuvânt. Carte minunată, impresionabilă, sensibilă, care a fost scrisă cu eleganță și amuzament. O carte care te învață cum să iubești, cum să te comporți în societate și cum să stăpânești sentimentele gândind autocontrol. Sau mai pe scurt, cel puțin după părerea mea, este o capodoperă a literaturii universale, care reușește să strânească tensiuni între prieteni atunci când este dezbătută, pentru că de multe ori avem păreri diferite. Și cred că asta face doar o carte foarte bună. O carte pe care pe mine m-a marcat foarte mult se numește Întoarce-te la tine că nu mai știi cine ești, de Monica Mihai. Este o carte a literaturii noi, a tinerilor autori și m-am gândit să o prezint pentru că are un mare impact emoțional și psihologic în același timp. Și până la urmă nu am întâlnit până acum o carte care să te maturizeze, însă prin aceste cuvinte transpuse pe foi de către cititoare am învățat foarte multe. Aici avem un scurt rezumat și o perspectivă. În această carte este vorba despre puterea de convingere a autoarei, ce vrea să le dea încrederea în sine femeilor și să ne deschidă ochii în legătură că în orice fel ne-am pierde prin labirintul vieții, să ne întoarcem la noi și să ne redăm sensul vieții. Păi, am ales să citesc această carte și să o prezint, deoarece este un roman care mi-a lăsat niște urme, deoarece este o poveste tragică a unei copile de 13 ani care este vândută de tatăl vitreg pentru că avea foarte mari datorii din cauza jocurilor de noroc și trebuia să facă rost într-un fel de bani. Și și-a vândut fata unei doamne care ulterior a scos-o la prostituție. Pe aceasta a mințit-o face menajeră sau va avea grijă de un copil mic. Și ulterior a ajuns într-o vilă numită de proprietari Casa Fericirii, unde era ca un fel de închisoare, avea gratii la geamuri, nu avea acces la lumea de afară, multe prizoniere. Sub coordonarea profesorilor de limba română de la Liceul Teoretic Dan Barbilian, elevii au știut să-și prezinte opera aleasă. Prin acest concurs se încurajează lectura, dar și modul cum un text poate fi înțeles de către tineri. Concursul care se desfășoară în fiecare an este realizat de Biblioteca Municipală Ion Barbu și Liceul Teoretic Dan Barbilian. Toți elevii participanți au demonstrat că dragostea de carte nu s-a pierdut în zilele noastre.